uitați-vă ce brăstar frumos ne-a dat Domnul biserică. Domnul să ne binecuvânteze toți copiii. Nu știu dacă data trecută vă mai amintiți, am spus că cei care nu se simțeau așa într-o stare foarte confortabilă să vină să mă ajute. Deși sunt cumplarii astăzi, vreau să vă fac același îndemn. Dacă sunt frați care au o stare poate mai nu atât de senină cum e vremea de afară, să vină aici și cu o inimă curată Domnul va lucra pe Duhul Sfânt și îi va abate gândurile și suferința poate sau întristarea. Cine vrea să vină lângă noi? Cine are o inimă bună? Să vină lângă noi. Cine se bucură? Să vină lângă noi. Cine are motive de mulțumire? E cineva care are motiv de mulțumire? Să vină să cânte împreună cu noi. Să vină toată biserica. Vreau un microfon pe care. Și așa cum spuneam și mai devreme, vreau să luăm, indiferent că este un text din Biblie, indiferent că este un vers dintr-o cântare, să luăm lucrurile într-un mod personal și într-un mod foarte serios. Pentru că Dumnezeu, în bunătatea Lui și în dragostea Lui, ne vorbește. Și prin versete, și prin versuri, prin cântări sau prin poezii. Și zic, slăvit să fie Domnul. Am fost rob, dar Iisus m-a eliberat. Am fost rob, dar Iisus m-a eliberat. Bye.
vreau să continuăm rugăciunea pe care o avuserăm puțin mai devreme. Pentru că vreau să mulțumim pentru cei care n-au locuri de muncă sau așa cred ei. Că vreau să mulțumim că Domnul le va da loc de muncă. Amin. Vreau să mulțumim pentru cei care n-au un partener și își doresc un soț sau o soție. Amin. Vreau să-i mulțumim Domnului pentru cei care sunt bolnavi, dar care o să fie sănătoși. Amin. Vreau să mulțumim pentru ce aveți fiecare pe inimă sau minte, așa cum stăm acum. Haideți să spunem.